Oameni buni și bine v-am găsit și la un episod din Forza. A venit sezonul nou. A venit vara, am băgat mașini noi. Am băgat multe Ferrari-uri, să vi le arăt imediat. Dar mașina din Carpes din acest sezon, prima mașină, este acest Ford Pickup. Ce bine că trece pe mine și mă lovește. Așa, l-am făcut de drift, pentru că de ce nu? Îmi place foarte mult cum a ieșit livery-ul ăsta. L-am luat de la cineva. Și în interior are haur. Și sper că arată foarte bine. Așa, hai să vă arăt playlist-ul. Au făcut și în sfârșit un playlist mișto. Mai trebuie să vă arăt la Carpe, s-au băgat multe mașini mișto. Deci aici la series puteți câștiga un Ferrari SF90. Dar trebuie să farmați practic Summer, Autumn, Winter, Spring ca să câștigați mașinuțele astea. Uite, asta n-am văzut-o nicio. Deci avem aici Automotive Extra în German, ok. 26 mai. Deci avem un Porsche 911 GT3 din 2021. Mercedes-Benz AMG GT și un RS4 Avant din 2018. Cred că cel mai nou RS4 Avant din jocul ăsta, cred că e din 2014. Nu sunt sigur. Aici puteți câștiga un Ferrari F8 Tributo, un Ferrari 512, un Ferrari Calită și un Ferrari 250 GT și acest Ferrari SF90. Dar, în afară astea mai sunt mașini din Carpes. Mașina pe care o conducem acum este din Carpes. O să joc cu mașina asta la început episodului, nu știu, fac un drift aici pe urcare și pe aia schimbăm mașina, pentru că nu consider că mașina asta merită atât de multă atenție. Dar, i-am făcut engine swap, am pregătit-o de drift. Are 1750 de cai, are motorul ăla special, 7,8 litri V8, nu știu, e ceva absurd rău de tot. Așa. Se simte că e greuță, are o tonă 700 și are 1750 de cai. Asta înseamnă că puterea de cai putere per kilogram. Avem 50 de cai putere peste tonajul mașinii, ceea ce este foarte bun. Ca top speed, 360. Este tracțiune spate, are 7 trepte. Și da, merge și în treapta a șaptea să faci un film cu ea la blană, dar se subturează un pic. Bun, hai să vedem ce scor obținem cu chestiuța asta. Nu mă aștept să fac 900 de mii într-un fel, dar mă aștept să reușesc să scot undeva la 600-700 de mii. 800 de mii maxima, zicem. Dar rămâne de văzut. Faptul că e greu, uite, gen patinează foarte mult când o arunci, are mult momentum, să zic așa. Și rupe foarte ușor tracțiunea, că... Dar se ține bine pe unghiuri, să zic așa. E că, uite, am viteză multă, unghi maxim și... Nu se învârte de spate așa cea ușor cum ai fi văzut. Dar, poate, cu niște skill points-uri, acum am dat seama, poate face un scor mai bun. Nu pot să zic că îmi place cum sună motorul ăsta, dar motorul stock, surprinzător, este un motor de 380 de cai. Care nu este tocmai rău, bine. 380 de cai pe tonă 700, adică nu vă gândesc că e vreo performanță incredibilă. Dar lăsând deoparte driftul cu această mașinuță, următoarea mașină chiar merită să așteptați, chiar este șmecheră. Cred că am pus o poză pe Instagram, nu mai sunt sigur, de Teams. Are body kit șmecheră de tot. Și arată și sună bine. Pe lângă mașina care urmează să vă arăt, mașina de la Carpes de data asta, pe lângă mașina aia noi care urmează să vină, în sfârșit, bagă și chestii mai mișto. În sfârșit au început să mai asculte să mai bage și mașini noi și nu mai bagă toate cazanele vechi. Vă trăiește de mine. Relaxant. Nu e dificil de făcut drift cu ea. Pur și simplu trebuie să știi când se iei pe accelerație, când vezi că se duce în bălării și trebuie să controlezi un pic accelerația, pentru că de la greutate tinde să patineze foarte mult. Dacă îi dai așa blană și vezi prea mult, nu mai poți să o redesezi la timp, să zic așa. Deci să faci chestii de astea, știi bine, aici a fost la limită. Uite aici, de exemplu, vezi, am venit cu viteză și
trebuie să-l las în accelerație ca să prind aderență să pot să-l țin pe drum, că altfel nu pot să-i controlez direcția pe mine. Uite, acum, de exemplu, vreau să mă urce foarte tare în dreapta și trebuie să reduc viteza ca să pot să o țin sub control. Atea e ciupită și frână din când în când chiar, greutatea chiar se simte pe ea, cu toate că are pachetul ăla să faci mai ușoară. Nu știu, cred că de la o tonă 700 înainte să o modific să fac mai ușoară, cred că avea 2 tone 100, nu sunt sigur. Adică, na, e mașină grea, e un pick-up, gândi să car cu ea, nu să faci. Deci. Și mașina veche, apropo. Bun. Nu știu că e 2013 sau mai jos, dar aflăm când ajung sus, doar când vedeți. Hai că ne apropiem de 700.000, ceea ce nu-i rău. Op, uite. Aici avea greutate. Partea bună e că am continuat să fac drift și nu s-a oprit ceasul, să zic așa. Da, uite. Trebuie să simți un pic greutatea mașinii. Dar unghiul de întoarcere chiar te ajută să o recuperezi destul de bine. Și chestia asta e un bonus foarte mare la genul ăsta de mașină. O mașină destul de măricică, nu mică. Și plus greutatea. Uite că apropiem de 900.000. Ai, 910.000. Blană, 36, 37. Nu, 180.000. Aproape 1.000.000. Plăcut, impresionat, să zic așa. Bun, hai să trecem mai departe, să vă arăt mașinile din Carpeaz și după aia să vă arăt mașina nouă care mă interesează. Am câștigat-o, parcă, n-am farmat-o. Dar, na, Carpeaz. Deci, asta e mașina pe care am testat-o. Mai devreme am avut Porsche Ton, acum avem un Ford F-150, 2300 mașina. După avem un Nissan Safari, neinteresant, un Toyota Tird Pro, neinteresant, un Dodge Magnum 2019 și pe avem un BMW M8 Competition Coupe. Abia aștept. RS3 Sedan 2020. Cred că o să fie ok pentru circuit. RS5 Coupe 2018. Nu înțeleg de ce nu 2020-2021, așa. Și pe aia e chestia asta care nu înțeleg ce treabă are cu... Înțelegeți voi. Dar... un BMW care merită, două Audi care sunt relativ noi, restul numai gunoi. Acum să mergem să schimbăm mașina, să luăm ce vreau eu. Asta că nu mai știu la ce literă era. La I. Parcă. Da. Bun. Un Infiniti Coupe. Un body kit, foarte frumos. Un Infiniti din 2015 Q60 Concept, cum să zicem, care arată absolut demențial, un body kit foarte mișto. Este făcut de circuit acum. Acesta este interiorul. Uite cât de frumoasă e oglinda aia de sus, retrovizorul. Pentru ce an e mașina asta, spuneți voi că nu arată bine. Are puțin treptele scurte. Dar asta contează. Are mai multe opțiuni de motoare, nu foarte multe, dar i-am făcut un exemplu pentru că motorul stock este puțin lent. Și așa cum am configurat acum, cred că e pentru sprint, nu sunt sigur că e circuit, să ne oprim aici. Ne oprim aici frumos. Tune car, aerul este pe minim, gearing-ul este la așa. 3.62 prinde, mai mult nu duce, dar mașina asta la fel, nu este tracțiune spate, este all-wheel drive, a fost tracțiune spate oficial, n-am schimbat-o. Are 1015 cai ceva în genul și 1000 de cai pe tracțiune spate, știți bine că nu se leagă frumos. Așa că am făcut-o de circuit, ar trebui să pun aerul la maxim ca downforce.
Chiar, hai să punem că nu contează atât de tare viteza, deci automat nu este vreo problemă. Hai să vedem. Nu e cine știe ce. Și aici... De la 36 de la 35. Ok, nu asta contează. Raul trebuie să ține chiar foarte bine pe viraje, arată bine, se conduce bine, dar este bună doar la circuit și la drift, trebuie să face și de drift, dar fiind atât de scurt pentru un coupe, nu știu dacă viraj recomandat de drift neapărat, plus că body kit-ul este gândit pentru sprint slash circuit, să zicem, nu este gândit pentru drift, cum au făcut ei designul la acest body kit. Dar e mașina frumoasă, arată bine, se conduce distractiv, am vrut să vă arăt, că mi se pare că arată demențial. Și să vă recomand la circuit în mare parte. Am vrut să vă arăt și Fordul ăla de drift, care mi s-a părut distractiv, să zic așa. Și... cam atât. Cam asta este update-ul cel nou. Să vedem restul de mașini. Ia, o secundă, chiar să verific înainte să închid video. Deci la playlist. Acum n-am ce să câștig ca să vă arăt relevant de aici, adică Ferrari 250 GT nu mă încântă. Aici la Forza Shop am uitat să vă arăt, aveți Subaru din 98 și un Chevrolet Silverado de drift cu care am făcut video, e foarte distractivă. Aici aveți Super Wheel Spin. Aici a câștigat un Lamborghini LM002. Cred că e versiunea de off-road, nu sunt sigur. Aici aveți 3 Super Wheel Spin, un BMW M3 2008, un Klaxon și un Ford Fiesta 2014. Nu este Fordul din poză. Nu vă lăsați păcăliți. Ăsta, cred că este un preview la mașina finală, cum ar veni, ca să știi ce primești, să zic așa. Și va... Ia să văd... Da, cred că aia e. Să ai fost tributul meu. Aflu când pun pauză la joc, nu contează. Să facem un lep de încălzire. Și pe aia încheiem episodul. Ești și seara. Deci este... Da, este mașina finală, cam asta ar fi. Ferrari 2020 SF90 Stradale. Bun, hai să vedem ce poate. Este practic un trial, afli dacă vrei mașina. Ce bord interesant are. Deci avem și forțe G. Avem și charge, motor hibrid. Se ține foarte bine. Mă surprinde... am luat crash. Mă surprinde faptul că nu se ridică nimica din spate. Chiar nimic, mi-e foarte greu să cred că nu se ridică nimica. Este un all-wheel drive după cum se simte. Da. Și un motor care trebuie tunat și îi trebuie tuning pentru că mașina aia mi se pare clar nerfată intenționat ca să se băge upgrade-ul. Dar și așa cum e, se ține destul de bine pe viraje. Dar nu pot să mă învârce cu ea momentan. Parchează prea ușor, mi se pare că n-am downforce deja, așa simt. Am dat checkpoint-ul ăsta? Da, am trecut pe lângă. Ok. Ia să încerc să nu blochez roțile aici la frână. Da. Deci 1 și 10 target-ul. Ia să încerc acum să fac performanță. Oh! Viață. Dacă dau timpul apoi să pune? Aaa, avem și damage. Mamă, cum s-a prins frânele. Se pune. Hai să dau un restart event.
1.10, deci ar trebui să scot 1.09 în teorie. Hai să vedem. Mai băgăm o fisă. Ține bine asta, cu gustul. A, bă, pe bune acum. Deci, dacă frânez puțin mai tare de atâta, se blochează roțile și nu pot să iau virajul. Nu înțeleg cât de tare. Ați văzut cât de devreme am frânat ca să nu mă lovești, totuși s-a lovit. Poate și mecheri interiorul. Turnată, nu știu, mi se pare că ar merita. Dar în momentul de față nu mă dă pe spate. Îmi place aderența care are pentru circuit. Asta nu pot să neg. Frână tare, 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 tare. Ultimul restart. Dacă nu iese, nu iese. Încheiem. E un pic dificil că fața trage cum trebuie, dar spatele cam pierde tracțiune pentru că nu are suficient downforce. În schimb, mașina asta tunată cred că ar fi super grippy. Nu arată rău ca mașină, nu mă dă pe spate. Îmi place controlul, nu o să mint. E satisfăcător așa cam, o să prezici cât de cât unde se duce. Numai că e nerfată mașina, se simte. Uite cum am forțat aici, am luat perfect greu. S-a auzit că am atins, jocul n-a înregistrat. Știe jocul. Sunt pe exterior. Blană, 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 frână. Așa. Da, trebuie să o țin foarte turată, că altfel nu trage deloc, e relativ turată. Așa, bun, suntem în avans. Trebuie să păstrăm avansul. Bun, am reușit să-l batem. Cu fix o secundă. Colleg reward. Ne-am luat punctele și cam asta contează. Cam atât a fost video-ul de azi, sper că v-a plăcut. Și până la următoare, la revedere. Pa, pa!